de unde? Am avut tot dezamăgire de asta, că noi nu aveam, nimeni nu cânta muzică la noi, nu erau muzicale, erau toți picturi. Așa. Și de-ai, dar mă impresiona muzică și am ajuns într-o zi la cineva care avea pian. Și eu cam că acuș mă așezașă, am să fac și o să vrajă, o să por, dar nu, el nu cântă singur, pian, înțelegi? Nu, trebuie dus. Așa și cu astea. Și adică, vorbeam de carte, prima carte. Și eu, da, mai vreau să fac o carte. Și am adunat hârtie. Noi aveam resturi de hârtie mereu de la Florin și am adunat bucățele acele, le-am tăiat de aceeași mărime, le-am pliat, le-am cusut cu ață, făcut cărticică, i-am scris denumirea pe copertă, ceva basme, nu ți-am minte, basme de râs, mi se pare, era așa ceva. De atunci erați cu umorul. Da, și cu asta s-a terminat. M-am epuizat. N-am avut putere. Eu știu, vreau să mă duc la culcare. Dar asta, eu zic, era primul proiect de carte. Și... Da, și așa cum ați mai spus și o dată, cartea aceasta n-a mai ajuns să fie în biblioteci, da? Care? Aceea care? Cea care a fost... deja publicată și... Erau așa timpuri, asta era totul accidental, că nu era prevăzut. Pur și simplu era momentul, un fel de democratizare pe atunci. Era venit Hrușov la putere și lumea a început să respire așa mai ușor, a început să experimenteze, să fie mai liber. Și erau și forțele care, adică, se temeau de liberalizarea asta. Și l-au dus pe Hrușov la o expoziție de pictură, unde era pictura mai modernă. Și au spus, iată ce face liberalizarea voastră. Și el era, da, într-adevăr, nu-i bine. Trebuie interzis. Dar pe urmă i-a trecut și nu a mai fost interzis nimic, dar... Ăștia s-au bucurat și hai să facă toată țara, toată lumea sovietică, să lupte cu... Curățenie. Se numea, da, cu arta modernă, se numea cu formalismul. Formalismul în artă plastică. Și o ajuns și în Republici. Dar eu tocmai că aveam cărticica asta. Și era doar sistemul ăsta foarte birocratizat, adică... Dar voi ați luptat la editură cu formalismul. Acuși luptăm. Dar cu cine să luptăm? Prietenii? Nu. Ia că este o cărticică nenorocită, hai să luptăm cu aceea. Și ea a fost interzis. Da, ea a fost. Apropo, este în această... Da, este la început. În această carte aici, eu am să încerc să apropie așa. Da, cele mai frumoase flori. Da. Și cartea, cum se spune într-un termen, a fost topită, adică ea a fost tipărită, da, și după, da, aia a fost distrusă, da, toată. Așa era procedeu, da, era... Din păcate se întâmplă. Dacă ați auzit de Orwell, 84, el doar lucra la distrusul cărții, așa? Da, da. Asta se începe romanul. Distrugerea cărților, spălarea creierilor. Distrugerea amintirilor, noi trebuie să schimbăm amintirile. Așa este. Ați început, iată, cu această carte, acum aveți peste 100 de cărți, din care majoritatea sunt cărți, sunt cărți pentru copii. Cifra magică. Bă, poate, da, peste 1000, eu nu știu. Poate. Milion nu vine, dar 1000 poate sunt. Da. Și eu aș vrea acum să trecem, să vorbim un pic despre această carte. Și am să-l rog pe Vlad Kravchenko, un tânăr cercetător de la Academia de Științe din Republica Moldova. Este printre puținii cercetători care se preocupă de grafica de carte pentru copii. Vlad, te rog, este și el aici cu noi. Câteva cuvinte să ne spui de ce ai început, pentru că este prima ta carte. De ce ai început cu Lică Sainciuc? Deci, bună ziua tuturor! Și odată când s-a întrebat de așa ceva, deci vreau să spun că
la prima vedere vă pot asigura că pictorul nostru, domnul Lica Sanciuc, cred că se aude bine. Se aude bine, da. Pictorul nostru este unicul, poate, din Republica Moldova, dar și nu numai, după cum s-a dovedit, după cum a arătat practica mea personală, profesională, internațională. Deci este unicul care, de fapt, alturează așa de iscusit, așa de reușit partea retrospectivă, partea cea de odinioară, de altă dată, cu partea contemporană, modernă, deci la propriu și la figurat. Ne dăm seama că foarte bine reușește să ne aducă la zi toate realități mai mult sau mai puțin cunoscute din Republica Moldova și de asta am început, vă zic, apropo, textul de față sau de prefață, mai bine zis. Da. Textul a mai fost publicat în câteva reviste naționale, destul de cunoscute, sunt și reviste academice. De fapt, m-am ocupat de asta, reșind din toată aceasta. Deci, domnul Lica Sanciuc, care este, apropo, nu doar artistul plastic, dar și cercetător de arhitectură urbană, este reprezentant eminent al, cum să zice, al oamenilor culți din Republica Moldova și doar el poate beneficia în zilele noastre de un album Antum, de o ediție Antumă realizată în condiții poligrafice atât de bune. Cam așa ceva. Da, mulțumesc, Vlad. Într-adevăr, în cărțile domnului Lica Sanciuc, în picturile pe care le face la cărți, se întâlnește lumea bunicilor noștri, a părinților noștri, a copiilor noștri și lumea noastră. Nu știu cum face, dar poate că asta, domnul Sanciuc, vine și din familia dumneavoastră, în care aveți o foarte puternică tradiție de a păstra amintirile, de a cumva a fi mândru că sunteți descendent, faceți parte dintr-o dinastie de intelectuali, de oameni creatori. E în aceasta secretul sau nu? Iarăși de foturi. E tare importantă legătura asta dintre... Eu mi se pare că am spus-o undeva nu de mult, că zici că noi, adică ăștia în vârstă, îi duc pe copii, dar eu cred că invers vine procesul. Copiii îi duc pe cei în vârstă, fiindcă cine n-are copil, el rămâne needucat. Nu știu dacă observați, practic, așa e cam. Și de asta, că chiar dacă n-ai copii, tu trebuie să-l iei de undeva, măcar ca să ai cu cine să te joci, ca cineva să te înveți. Așa că nu e, dar cu bunici și cu nepoți eu cum văd important, mai multă lume a reacționat la, am postat pe Facebook abecedarul acela care era în vigoare din 85 până în 95. Urmă a fost substituit de altul și lumea îl vrea înapoi. În stânga dumneavoastră, ediția încă din 1988, în partea cealaltă, e stânga, da. Da. Dreapta dumneavoastră, de fapt, da. Abecedarul pe care... Ediție, pe unde sunt eu? Eu nu mă văd pe mine. Nu știu ce arată aici, dar nu poate fi concomitent. Da. Aha, da, iată. Este, da. Da, și
Eu despre altceva cu... Eu aș vrea să fac o reluare acestei ediții și deja să nu fie ca un manual pedagogic, dar să fie ca o nostalgie. Nostalgie a bunicilor care ei se adreseze nepoților. Și iată, încerc să-l fac și, adică, o leacă altă sarcină, adică cum era înainte. El nu trebuie să fie rigor de astea stricte, dar în schimb să fie contactul. La început era vorba de reînnoirea lui, de republicare și prea multe lucruri care, adică, nu țin de actualitate. De exemplu, nu există telefon cu fir ziua de astăzi. Îl scoate. Nu există, nu știu ce, magnetofon, scoate. Telefon nu, doar lucrurile astea gata, au ieșit din uz. Urmă, eu zic, mai, dar nu spai, asta o să fie altă carte. Noi trebuie să dăm cartea aceea bunicilor și bunicilor, cum explicăm noi ce-i mamut? El tot nu-i, nici dinozaur nu-i. Așa că casetofonul tot nu-i, dar bunicul îi explice ce-i telefon și ce-i casetofon. E foarte interesant. Și atunci el rămâne viu. Asta încerc să fac eu acum, să văd, caut cum să-l public. Da, mă uit acum pe mesajele care vin pe chat-ul de aici, din Zoom. Doamna Olesia Sârbu de la Fincești ne spune că sunt și copiii de la centrul de plasament Brândușa din orașul Fincești, care ne ascultă, vă ascultă. Dragi copii, vă salutăm! Vă salutăm cu drag și pe toți ceilalți. Uite, acolo sunteți. Salut, salut! Da... Într-adevăr, pentru mine la fel sunt foarte, foarte importante amintirile care vin de la bunicii mei. Am încercat să salvez toate fotografiile care au rămas de la ei, de la părinți, desigur. Toate prosoapele, cele brodate de mama mea, de bunica mea sau mătușile mele, le-am luat și le-am strâns și împreună cu sora mea încercăm să le păstrăm. Și multe lucruri sunt care cumva, nu știu, sufletul nostru probabil că are nevoie de asta. Și dumneavoastră... Astea lucrurile sunt repere. Ele nu sunt esențialuri lucrurile, dar ele sunt repere care îți renasc, îți aduc aminte de niște stări. Adică ia că masa asta mi-aduce aminte, copacul ăsta mi-aduce aminte de ceva de stare. Mirosurile tot de multe ori acasă induc stările acelea de mult. Și ceva, nu masa în sine este o valoare, este amintirile care sunt legate. Nu știu dacă astea sunt amintiri sau... Sau, da. Nu știm noi că deocamdată. Cum le încercăm să le punem în logic rațional, ele se distrug. Noi adulții vrem totul să explicăm, totul să... Nu adulții, nu. Să punem pe poliția. Da. De noi? Revin la această carte și vreau să spun că ea a apărut la editura Litera. A apărut cu... Lumina. Lumina, da. Cer scuze, la editura Lumina, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Din păcate, nu foarte multe exemplare, dar 300 de exemplare au fost editate și au fost distribuite în biblioteci. Deci, eu cred că... Da, cel puțin în bibliotecile raionale și în o parte din sate, această carte poate fi găsită. Dar haideți să ascultăm și pe doamna Victoria Rucaciu, care este la fel cercetător și critic de artă. Doamna Rucaciu, sunteți, ne auziți? Da, eu vă rog, am înțeles că și dumneavoastră sunteți o admiratoare a tot ce face domnul Lică Sainciuc. Ne spuneți de ce?
mai decât chiar și în prima carte pe care am publicat-o în 2011, consacrat artelor plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000, a intrat câteva imagini, câteva ilustrații de carte semnate de Rick Sainciu. Și numai decât, desigur, că nu poți omite în tot număr de artiști și opere consacrate care au intrat deja în patrimoniul cultural și patrimoniul artistic național, nu poți omite numele Lică Sainciu, fiindcă chiar și designerul cu care lucram mi-a spus că Albinuța, deci cu asta noi intrăm în școală, intrăm în studiile noastre, mai departe ne maturizăm, chiar și am această carte și acasă și copilul meu studiază Albinuța, nu știu, 15, câte ediții au fost, mai mult de 15 deja, mi se pare că. Și tot îmi amintesc și de cuvintele răposatului Tudor Braga, care într-un fel a fost și unul dintre primii îndrumătorii mei în domeniu. Și nu pot să nu uit fraza lui, care a intrat deja în memoria mea pe vieți, pot să zic. S-a întrerupt. Poate doar cu puținii artiști care au ilustrat carte. Isaie Cârmu are foarte multe cărți, dar după câte știu și din câte cunosc, de fapt Lică Sainciuc n-a fost în trecut. Adică atâtea cărți și calitatea cărților, numai decât trebuie să menționăm și felul de a lucra. Acest artist urmăresc plăcere site-ul de Facebook, pagina artistului, toate postările. Deci, într-adevăr, învăț și studiez foarte multe de acolo, dar și îmi pare rău într-un fel că în jurul anilor 2011 noi am comunicat pe Gmail, cu poștă electronică, dar a fost foarte ocupat, pentru că Lică Sainciu nu este doar un ilustrator al cărților, dar este și autor al cărților. Nu trebuie să omitem și acest fapt. Se ocupă foarte mult de arhitectura, într-adevăr, și chiar și participă și în săpăturile arheologice. Adică este un om pasionat de domeniu și așa cum cunoaște un arhitect și un designer, a lucra cu linia, a simți spațiul, desigur că prioritățile lui Lică Sainciuc și în domeniul graficii de carte sunt evidente, sunt vizibile, deci fiindcă eu cunosc foarte mulți artiști care de la arhitectură trec la design și inclusiv și la domeniul poligrafic, dar cred că așa cum a reușit-o să facă Lică Sainciuc, nu prea aveam exemple de comparat. Eu n-am trecut de la arhitectură la carte. Eu pur și simplu mă leac că arhitectura mi-a întrerupt. Da, eu din era scopul meu. Chiar țin minte primele publicații, nu știu de ce nu am reușit să le salvez la mine în calculator. Deci aveți din 53, dacă nu mă înșel, primele încercări de a ilustra Scufița Roșie și îmi pare rău că n-am aceste poze, dar a fost pentru mine o descoperire mare. Deci ați lucrat, practic putem să spunem că de la bun început în domeniu, deci ați lucrat în mai multe tehnici, ați reușit să treceți de la grafică de carte în format, deci lucru manual, și să ajungeți și să editați lucrările deja în format prelucrat la calculator, adică ați parcurs practic toate etapele pe care noi putem. Nu e vorba de parcurs, dar e că eu chiar mă interesam totdeauna și pe părinții mei interesa, adică tehnici moderne, știi? Adică ceea ce se întâmpla în Renaștere, fiecare pictor ceva inventa, pur și simplu nu la toți a reușit. Unii invențiile lor nu s-au ținut și noi nu cunoaștem de el. Iacă Rusu Ciobanu a trecut, ea a trecut la acrilă când încă nu era el. Abia vopsea de asta de acrilic, atunci era polivinilă, ea a găsit la magazin de construcții, ți-chip?
și a cumpărat-o și tare i-a plăcut că ea o deranja mirosul de vopsele de ulei. Asta nu, nu. Și era numai albă. Și ea o amesteca cu acuarelă. Dar de cu calitate era de temperă. Înțelegi? Ea nu cade. Acuarelă nu, ea sisteme de umiditate și mai departe. Asta era ca acrilul ăsta. Primele încercări până a fi aici, pe urmă am început să aduc ceva din Occident, vopsele la fondul plastic, dar la început nu există. Așa și eu am încercat cu aerograf, a apărut în vânzare, dar nu știam ce pompă să-i pun. Și credeam că îi pun aspiratorul, dar el nu lucra cu aspiratorul. Ele mereu trebuiau inventate și născocite lucrurile astea. Era pur și simplu interesant, dar nu că scopul să le parcurge. Era interesant. Și calculatorul tot așa, adică nimeni nu își închipuia în anii 80 că calculatorul o să ocupe așa un domeniu și o să fie și video, și grafică, și literatură, și muzică. Pe mine m-a interesat mai degrabă ca sci-fi. Citeam noi romanele astea cu roboții și așa mai departe și calculatorul era ceva foarte interesant, adică el era un intelect independent care făcea lucrul ăsta intelectual foarte repede, dar nu închipuiam că am să desenez la el. Dar de acum aveam cunoștințe cu Mircea Chistrugă împreună, noi adică încercam să vedem dacă o să putem face un calcul. Eu aș vrea pentru copiii care ne ascultă și aici vreau să salut și pe elevii de la Școala de Arte Grigore Solomon din Sărata Galbenă, Hâncești. Vreau să precizăm ca să știe și ei, Valentina Rusu Ciobanu este mama dumneavoastră, o pictoriță foarte și foarte cunoscută. Iar Glebu Stainciuc, renumitul artist plastic, mai ales prin măștile pe care le-a făcut, este tatăl dumneavoastră. Mai ales copiii care studiază la școala de arte, eu cred că trebuie să știe și cu siguranță profesorii le vorbesc și despre Glebu Stainciuc și despre Valentina Rusu Ciobanu și sigur despre Lică Stainciuc. Da, doamna Rugăciuc, dacă mai doriți să adăugați ceva? Cred că e destul, dar pur și simplu vreau să-l felicit pe Lică Stainciuc cu această îngenere, cu un rezultat foarte frumos în domeniul creației sale. În primul rând, să-i doresc multe succese și în domeniul creației în continuare multă sănătate. Și poate aș colabora și eu mai departe să mai discutăm cumva, să găsim ocazie și să fac și eu un material odată. Pentru că atunci a lucrat la carte cu arhitectură, care a fost publicat, ați fost foarte ocupat și eu deja n-am mai îndrăznit pur și simplu să intervin, dar tot mai aștept la o colaborare mai profundă. Și... Da, uite, acum l-ați prins, da. Și eu sunt deschis tot în colaborare. Da. Eu așa, pot să zic așa sincer, eu mai fur din când în când din Facebook ce găsesc, să nu vă supărați pentru... El e așa, e condiție Facebook-ului, că ce pui e să faci public. Da, și vă mulțumesc pentru acele postări. Noi nu luăm nimic cu noi. Fiindcă într-adevăr îmbogățești calitatea imaginilor, care eu, de exemplu, nu pot să-mi permit cu aparatul meu, dar așa sunt prelucrate de la autor și, într-adevăr, e de îndrăgostit să ai în față așa o imagine cum o postează Lică Stainciuc. Vă mulțumesc! Îmi pare bine că tot pentru mine ideea că rețelele sociale au fost o descoperire. Într-adevăr, e un fel de comunicare. Asta e expoziția noastră. Când am avut 70 de ani, asta e în 2017, trebuia să fie expoziție la Muzeul Național, dar ceva nu prea eram sigur și mi-a sfătuit cineva, dar păi tu nu-ți fă probleme, o să fie expoziție, o să fie, nu o să fie, tu expune-le pe Facebook.
Și eu am început să pun aproape fiecare zi câte o carte. Știi, zic, ia că aveam noi 300 de zile, am să pun 300 de cărți. Și așa de bine, într-adevăr. Și după aceea, eu ca să le expun, eu trebuiam să le scanez toate, să le am scanate. Și având scanate, cineva zice, dar tu poți face cartea, că le ai toate. Eu le păstram așa, dar n-aveam... Și atunci le-am adunat într-un fișier de asta de fi posibil publicat și am zis, de ce nu scrie? Păi, ia că există Kravchenko care a și scris. El a început cu un articol, mi se pare, pentru Cehoslovacia, așa-i? Da. Kravchenko poate să scrie. Am început și am făcut cartea. Pe urmă, Lumina, editura Lumina, zice, dacă ați mai avea o carte, dar nu se poate că o carte de autor se poate odată în 4 ani se apropie de minister. Deci zic, eu am de alt autor carte, de craft. O, hai să o facem. Și am făcut-o. Așa apar cărțile și da. Foarte bine când ele apar. Avem aici niște mâini ridicate. Înțeleg că sunt doritori să vă adreseze întrebări. Mulțumesc, doamna Rocaciuc. Doamna Roxanda Lazar, ne auziți? Doamna Roxanda? Da. Salut. Tu ești Roxanda sau mama ta este Roxanda? Eu sunt Roxanda. Roxanda, salut. Înțeleg că ai o întrebare pentru domnul Lică Sainciuc? Sau vrea ceva să-i spui? Sfat. Da? Suntem la sfat aici, așa? Da? Hai, Roxanda, încume-te. Hai, spune ceva domnului Lică Sainciuc. S-a intimidat. Da, s-a intimidat, da, și domnul Zaporojan Teodor, poate tot un copil, cred că, da, se aude? Domnul da, Zaporojan? Da, se aude. Da, vă rog, puneți și video, vă rog, dacă aveți. Da. Conectați video. Da, Teodor, salut, de unde ești? Din Chișinău. Din Chișinău, îți mulțumesc foarte mult că te-ai alăturat acestei echipe frumoase. Ai vreo întrebare pentru domnul Sainciuc? Da, am o întrebare. Tatăl dumnealui a fost Glebu Sainciuc, cum știe toată lumea. Pre ce domeniu al artei deodată a fost îndrumat? Tot spre pictarea măștilor care erau ocupația tatălui sau... deodată spre pictura cărților. Nu, eu... măștele sunt domeniul al lui Glebu Sainciuc, domeniul în tot universul, el singur a fost care a făcut măști, în sens portrete, sculpturale, jucate. Nimeni n-a făcut asta. El a inventat chestia asta, el a luat-o cu el. Așa că asta e ceva, un fenomen care nu poate fi repetat, nu poate fi reluat deocamdată. Nu știu, în orice caz, când pregăteam măștele pentru expoziția lui jubileară de 100 de ani, ele trebuiau fixate, că se țină așa, papier-mâșe, hârtie, clei și le-ar trebui o structură ca să țină. Și eu vreau să pun din spate așa o ramă de lemn ca să o fac mai rigidă masca. Dar ziceam, dar cum n-ai să o îmbraci? Că el le îmbrăca pe față și le arăta, le prezenta. Și pe urmă îmi zice cineva, dar păi nu o să le mai arăte nimeni. Și într-adevăr, cine să le arăte? Asta era domeniul lui, să vezi pe omul acela. Să-l desenezi, să-i faci masca, să o îmbraci, să te împopoțiunezi, să pui muzică, că el avea la fiecare și să arăți. Asta s-a dus cu el și asta e frumusețe, unicitatea. Toată arta este unicală. Dacă ea nu este unicală, asta nu e arta. Asta de cum e meserie, asta e deletnicire. Asta e muncă. Muncă, dar arta nu are de asta. Rețete vin post fapt.
post-factum, cum, adică așa s-a făcut, dar nu poți după rețeta asta să faci o capodoperă nouă. Domnul Sanciuc, îmi amintesc că cu mai mulți ani în urmă eu am fost în atelierul lui Glebu Sanciuc. Acolo cred că era și atelierul doamnei Valentina Rusu Ciobanu, îmi amintesc că erau și lucrările dumnei ei. La început erau împreună. Da, da. Am fost împreună cu o persoană foarte interesantă, norvegian, un danez care era stabilit în Norvegia, traducătorul lui Jon Krange, Erling Schöller, am zis foarte bine, și sigur că am trecut toți testul, faimosul test al lui Glebu Sanciuc, am desenat văcuța și vreau să vă spun că maestru Glebu Sanciuc mi-a și schițat portretul, știți, făcea așa pentru fiecare. La premiu. Da, era premiu. Deci a făcut o văcuță foarte, foarte bună și am luat premiul și îl păstrez și acum este o amintire foarte și foarte scumpă pentru mine. Noastră, trecem acum așa la un alt subiect. Mulțumesc, Teodor, pentru întrebare. Aici mai este doritoare doamna Anastasia Roșca, dar mai întâi vreau să vorbim despre scriitorii cu care ați colaborat. Sigur, Grigore Vieru, Spiridon Vanghele, Petru Cărare, Iulian Filip, Constantin Dragomir, unul dintre preferații dumneavoastră, se pare că i-ați ilustrat mai multe cărți. Și este și doamna Claudia Partole și aveți chiar acolo de la mine se vede în partea stângă a dumneavoastră, Invazia, o carte care a fost publicată la Iași, da, la editura Toxologia. Da? Doamna Claudia Partole este cu noi. Da? Doamna Claudia, ne auziți? Bună ziua, se aude. Iată, da. Țin în brațe acest odoraș pe care l-am creat împreună cu Lică Sainciuc. Știți, am stat până acum foarte ascultătoare și chiar până la capătul întâlnirii aș fi tot ascultat, pentru că se spun lucruri extraordinar de interesante și care mă provoacă la gândurile proprii, la amintiri. De ce vreau să încep de la copilărie? A zis Lipo un lucru foarte curios, care maturii de cele mai multe ori nu observă sau nu se sesizează în spusele copilului. Mi-amintesc că băiatul meu a zis, după ce a absolvit, deci în ghilimele, grădinița, a zis: prostul de mine, de ce mi-a trebuit să cresc? Și mă întreabă: dar nu e posibil să cresc mic? Și atunci am spus: gata, s-a terminat. A ieșit din lumea copilăriei, grădiniții, trebuie să crești mare. Și alt gând fiind că noi copiii noștri la rândul lor, atunci când sunt în copilărie, au un model, părinții. Și iată, aici se întâmplă ceea ce Lică a inversat. Deci copiii, părinții învață de la copii. Este extraordinar când se întâmplă această împletire de obiective, de viziuni, când și părinții înțeleg pe copii și copiii încearcă să-i reeduce, să-i reîntoarcă în copilărie pe copii. Eu mi-l imaginez pe Lică Sainciuc că umblând așa printre măștile, poate chiar uneori încurcând măștile, participând la spectacolul, că trebuie să zicem, eu am și acum nostalgia acelor clipe din atelierul maestrului Sainciuc, când era un spectacol, ne făcea prezenți pe toți cei de acolo, prin gesturi, și gesturile erau absolut în consonanță, adică erau gesturile celui care era protagonistul măștii.
Și mi-amintesc că îl recunoșteai și prin gest, pe busuioc, pe, nu mi-amintesc Vieru, dar știu busuioc, era foarte bine. Eleonora Romanescu, Grecu, deci era un spectacol. Și altceva, prezența mamei, care și de la unul și de la altul, cred că a învățat acest, sau nu că a învățat, dar a prins acest spirit inovator. Lică este un permanent inventator. El inventează și în pictură și mi-a plăcut foarte bine, felicitările mele autorului acestei lucrări, lui Vlad Kravchenko. El a surprins foarte bine niște momente care îl caracterizează pe Lic Saintciuc. Și una din caracteristici fiind anume aceasta, Lică inventatorul sau cel care este mereu, cred că și copil a fost nonconformist. Nu, a zis, când toți au zis da, el s-a oprit și la început a zis nu până și-a format o opinie. Eu am colaborat la carte, știu ce înseamnă. Lui Lică nu trebuie să-i impui opiniile tale. El creează o microcosmos, apropo, iarăși a observat foarte bine Vlad Kravchuk, acest microcosmos, această lume miniatură pe care o creează Lică Saintciuc atunci când lucrează, fie că e cartea lui Vanghelie, sunt cărțile lui Vanghelie, mai multe a ilustrat, sau îmi imaginez când lucra la Abecedar sau la Albinuță. Dacă iese picteze o insectă, o gânganie, o ființă, el este Emil Gârleanu în pictură. El vorbește în numele acestei insecte. Chiar mă uit, fiecare pagină, fiecare animalus din cartea mea are lumea sa. Deci Lică i-a oferit un spațiu ilustrat sau cum a zis, iarăși revin la aceste caracteristici, imagine tablou. Fiecare ilustrație, nu doar de carte, dar fiecare vers, dacă e poezie, fiecare fragment de proză, este un tablou în miniatură, unde stăpânul acestui tablou sau în prim plan este, poate fi un obiect, poate fi un animăluț, poate fi o insectă, orice. Dar mă întorc iarăși în timp. Pentru mine Lic Saintciuc a fost, în primul rând, cu acel calendar, calendar ilustrat foarte frumos în 88, pare mi se, de poetic, un calendar poetic care se numea ceva cu Naurit sau ce? Da. Și după care, și aici voi zice că da, Lică este al copiilor, dar eu l-am descoperit și pe Lică, pictorul care, iarăși, vedeți, fac paranteze în vorbirea mea, când eram în Louvre, mă gândeam, Doamne, ce lucrări ale pictorilor contemporani le-aș lua și le-aș aduce aici. Am o lucrare din Grecu, două, am o lucrare din Vieru, Igor Vieru, câteva lucrări din Valentina Rusu Ciobanu, chiar și câteva mărci de ale lui Saintciuc, dar din creația lui Lică, atenție Lică, aș duce lucrarea ta, Uciderea pruncilor, care este nemaipomenită. Eu cred că ea este o lucrare care depășește spațiul creatorilor, artiștilor plastici din spațiul românesc. Adică, și acel portret extraordinar pe care nu mă săturam în fiecare zi când era expus pe la Casa Presei. Eu credeam, la început îi ziceam autoportret ca să-mi dau seama că de fapt sunt realizatori de filme sau cum e mai, strălucire veșnică sau ceva așa. Țigara aceea care luminează, acea luminiță din și portretul care eu l-aș aduce aici și pe Lică Saintciuc, și pe Vlad Drup,
și pe Dumitru Olărescu. Deci ai creat un tip al unui cineast care în această țigară simbolică, metaforică, este parte o lumină a gândului, mă rog, ai lucrat și în cinematografie, probabil că asta ți-a ajutat foarte mult să dai dinamism ilustrațiilor tale. Ilustrațiile tale nu sunt statice. Când te uiți așa, uitați-vă, mă uit la Albinuța, mă uit la Invazia mea, mă uit la... se mișcă, au o simți o mișcare, o palpitație cromatică, asta este extraordinar. Și altă Lică Saenciuc, nu cred că o să-i cuprind pe toți. Nu o să vorbesc despre bunicul, despre Saenciuc, despre fiul, cred că nu a fost un fiu prea cu minte, dar necumințenia lui s-a revărsat în cromatică. Vreau să vorbesc despre Lică Saenciuc, filosoful. S-a zis despre ceea ce plasez pe acest perete al Facebook-ului, că eu altfel nu zic, uneori este peretele plângerii, este peretele umorului, diferit, poți să râzi și să plângi în același timp, trecând așa peste, prin Facebook. Ai avut, și nu știu de ce la un moment dat te-ai oprit, niște meditații filosofice, niște poeme, niște pornind de la parabolele biblice, de la niște autori mari, creându-ți propriul tău gând. Este extraordinar. Uite, eu le luam ca niște lecții pentru suflet, niște meditații foarte metaforice. Da. Cale? Da, da, da. Eu îmi pregătesc și carte, dar n-am unde să o public. Auzi, când este gata elevul, vine și învățătorul. Spune o vorbă înțeleaptă. Cu invazia ta, nu puteai să publici și gata. Păi nu, și la un moment dat a apărut. De ce e ultima zi. Da, da, da. Când părea că nu mai găsim, încercam de acum să găsesc bani. Lică, așa cum toată lumea visa să îi se facă o mască de Glebu Saenciuc, la început, probabil, eu cred că la începuturi, probabil lumea interpreta altfel. Uite, mi-a făcut o mască. Ca mai târziu, pe când ajunsesem și eu în universul Glebu Saenciuc, mi-este foarte drag. Și dincolo de această dimensiune care ne disparte, mi-este foarte drag maestru Saenciuc. Păi, visa lumea să aibă o mască. Păi, cine avea o mască făcută de Saenciuc era extraordinar. Era considerat un fel de celebritate în spațiul nostru aici mic. Păi cine ilustrează, cui ilustrează o carte, Lică Saenciuc, este cam pe potrivă sau poate și mai mult că aici se produce o contopire a poeziei sau prozei cu ilustrația. Mai ales pentru copil, care copil ia cartea în mână pentru a citi întâi de toate povestea. Întâi frunzărești și se uită la ilustrații. Și din ilustrații deduce cât este de interesantă cartea. Lică, nu vreau... El încă nu poate citi de asta. Nu, chiar și cei care citesc. Lică, iau în mână o carte și până nu o frunzăresc așa și fie că e grafică, dacă e o carte de poezie sau ceva, mă uit totuși. E ceva, ilustrația, coperta cărții, pictura dintr-o carte este a doua voce sau glasul cel la interior care este exprimat prin pictură. Prima și a doua. Lică, ce poți spui despre un om care are peste 100 de cărți pictate? Nu știu că nu-ți place ilustrate. Cred că a mea este 101. Sau 109, îți spun cifrele care îmi plac, și care are 40 de ani de activitate. Atunci eu mă gândesc, câți ani poate avea un om care a făcut atât de mult și face atât de mult? Știu că ai sub masă, ții minte, aveai Codobel, editura aceea ta, o mai păstrezi? Da. Și seria, colecția aceea de cărți mici, extraordinară, unde pui folclorul copiilor, trebuie să o continui. Și se chema colecția de sub masă. Doamne Bejan, din colecția asta.
Două. Da, este foarte frumos. Deci eu aș vrea să aflu ce se mai află sub masa pictorului. Trebuie de sub masă. Da, 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 păi așa colecție frumoasă. Nu, dar eu... așa eram, eu se minte, făceam de scaune și credeam că-i corabie, știi cum? Da, da, da. Dar vezi care e miracolul ca acestor rețele de socializare. Noi suntem vecini. Eu aș putea ieși la geam, strig mai tare și să mă audă Lic Sainciu. Și uite că noi ne vedem așa, altfel, în loc să ne plimbăm în jurul lacului, să vedem, să ascultăm Simfonia Broaștelor sau... În fine, Lică, vreau să-ți spun că în toate, uite ce-mi place, care este copilărescul din om? Când vede frumosul, când mai păstrează curiozitatea, uite, tu ai acest în tine, curios mereu, mereu impresionat de ceva, mereu intrigat, provocat și mai ales că foarte drag copiilor. Eu îți mulțumesc pentru această invazie care tu mi-ai rebotezat-o. Ții minte că erau ocupanții. Da. Și tu ai zis, știi că e mai bine totuși, cu atât mai mult că ocupanții lasă rămână pentru cei vârstnici, ei se ocupă, ei se eliberează, când e invazia. Și într-adevăr este o invazie și tu ai surprins. Eu doar am scris cartea asta în Italia, într-o, la vila unei prietene. Și tu atât de bine ai surprins, tu ai creat niște, o lume a vietăților, ai adus-o la nivelul, cum să zic, când omul este minuscul, când omul se vede mai puțin important în ochii acestor animăluțe, care noi ne credem dumnezeilor, dar de fapt tu ai arătat altceva. Eu îți mulțumesc, îți doresc ani mulți să inspirați, curioși, nonconformiști, rebeli, îmi place că să zic rebeli, și mă bucur că, uite, aceste mijloace de socializare te face să fii și să nu fii. Deci un fel de omniprezență. Cum este realitatea. Da, da. Și uite ce frumos, parcă simți copil când auzi copiii. Mulțumesc mult și mulțumesc bibliotecii că organizați și copilașelor. Eu cred că Ruxanda deja s-a mobilizat să adreseze o întrebare. Mulțumesc mult tuturor. Mulțumesc, doamna Claudia. Frumoase aceste colaborări dintre artiștii plastici, scriitori, cu traducătorii, cu redactorii, editorii. Eu cred că în această perioadă, iată, chiar când cumva multă lume s-a izolat. Iată, bine că de la 1 iunie bibliotecile s-au deschis, deja pot să vină să împrumute. Așteptăm cu nerăbdare și perioada când o să putem să ne întâlnim aici, la bibliotecă, să ne vedem față în față. Dar trebuie să prețuim ceea ce avem și mie mi se pare că și domnul Lică Sainciuc se ține de acest principiu, prețuiește tot ce are și atunci Dumnezeu tot aduce și aduce și adaugă. Este cu noi aici în familia asta noastră pe Zoom domnul Oleg Brega, jurnalist, activist civic. Am înțeles că are niște întrebări pentru dumneavoastră. Domnul Oleg Brega, mare plăcere, vă ascultăm. Bună ziua și felicitări pentru inițiativă extraordinară, ocazie de a discuta cu domnul Lică Sainciuc, dar pentru că v-am auzit vorbind despre creangă, despre uciderea pruncilor, despre influența graficianului asupra autorului cărții, nu credeți, domnule Sainciuc, deja la vârsta noastră onorabilă, că ar trebui să revizuim anumite texte sau să le punem disclaimer la Biblie, la Soacra cu trei nurori, la Capra cu trei iezi și alte cărți care nu mai sunt în spiritul vremii, atunci, poate cu secole în urmă, era de actualitate să te răzbuni, să complotezi, să o opărești pe soacră sau să-l dai în foc pe lup sau ce se mai întâmplă, chestii abominabile, chiar genocidale în Biblie. Și acum cumva ar trebui să schimbăm atitudinea față de ele, pentru că suntem în secolul drepturilor omului, a egalității. Nu pot să-ți dau. Exemplu, Charles Perrault, când a scris Cufița Roșie,
Lupul o mănâncă și nimeni nu o scoate de acolo. A rămas ea mâncată. Și au trecut secole, apare vânător, o uitaie burta și scot vii și pe bunica și pe scufiță roșie. Așa că se întâmplă cu toți probabil. E normal. Deci le lăsăm așa, nu schimbăm atitudinea, nu punem niciun disclaimer. Lasă știe copiii că viața e făcută din sânge, din muci, din... Nu. Eu, de exemplu, că trăiesc, când încep să spună că trăiesc pentru copilaș, ea nu e pentru copilaș deloc. Și eu n-am făcut-o. Dar tare aș vrea să o fac. Aș vrea să o fac pentru maturi, cum am făcut Camelionul și Ureche, așa ceva. Ea e o novelă foarte dură. Și curios că doar Crangu a fost preot un timp, așa? Diacon, da. Lupul e preot, el vorbește din Sfânta Scriptură mereu. Așa e de demagogie. E extraordinar. Adică, dar partea asta e, nu știu cum, o să ajungă ea la copii. Cum a ajuns Swift la copii, când n-a scris-o el pentru copii, Gulliver și în Țara Piticilor. Și Robinson Crusoe n-a fost scris pentru copii și a ajuns să fie pentru ei. Așa, cred că cu timpul și capra cu trăieze să ajungă la copii. Da, și Alice în Țara Minunilor, da, nu este pentru copii. Da, de altfel și multe alte lucrări a multor scriitori, ele au intrat cumva în literatura pentru copii, dar până la urmă... Ele trec, nu că au intrat, ele câte un pic ajung la copii. Da. Cumva se schimbă în trecerea asta. Motanul încălțat, am văzut, am dat niște variante mai vechi, folclorice, el e groaznic. El are atâta sadism acolo. Dar cum a ajuns el așa ușurel, s-a mai pieptănat, nu știu, să vedem noi, nu putem noi, adică mânui toate le ține, știi, sub control. Da, mai aveți întrebări, domnul Prega? Da, am vrut să mai precizez, mi-amintesc că l-am întâlnit prima dată pe Lică Sainciuc, acum 25 de ani, se pare, când ne-a arătat o animație din fotografii vechi de vreo 100 de ani din Chișinău, fotografiate din zona circului și se vedea un sat mai mare cu mai multe biserici. Fotografii care mi-au amintit descrierile lui Constantin Stere și care spunea că atunci când a venit el de la Soroca la Chișinău, l-a găsit înglodat și înfiorător. Ei bine, Stere vedea glodul în Chișinău pe când Lică Saiciuc a văzut bisericile. În ce relație e cu biserica? E vorba că mie mi-a fost, eu m-am născut la Chișinău și cum m-am născut, așa mi-era el drag și l-am prins atunci încă când n-a fost stricat de tot. Și adică simțul ăsta compasiunii, asta m-a pus să încerc, dar el nu se referă numai la Chișinău, e și la natura, la toate. Când eram mic, era strașnic ideologia asta fascistă, adică fascist în sens că facem ordine. Asta e bun, asta e rău, asta e vredne, asta e palezne. Păi și cea bolșevică tot a fost așa. Dăunătorii trebuie lichidați. Asta când aveam vreo 5 ani și când am de cu am avut 10, începe să apară ecologia. Adică că toate animalele au sens, că toate plantele au sens, nu există bun și rău, că există un echilibru în toate astea. Așa și cu orașul. Ei vreau să-l distrugă și să facă alt oraș. Asta intenții erau. Dar eu... Copacul acela strâng, dacă îl știi din copilărie, el ți-i drag, tu te atingi de el. Tu îl știi cu scoarța asta strâmbă, cu ramura asta uscată, aceea uscată, da, asta e verde. Vine spune, nu, asta uscată trebuie să o tai. Poate trebuie pentru agricultură, dar pentru spiritual nu, că creangă aceea uscată are amintire, că eu am văzut acolo o fetiță sub creangă, sau nu știu. Așa și cu orașul. De asta eu m-am apucat să scriu chestiile astea, fără ca să pretind să concurez cu savanții.
Și pe urmă de acum scriind am început să văd că de fapt savanții ceva inventează povești. Eu ceea ce scriu nu sunt povești, dar la ei sunt povești, fiindcă ele sunt dictate de politic. Trebuia de explicat de ce o bucată din Moldova a ajuns în Rusia. Fiindcă ea nu e Moldova, dar e altceva. Și, și Chișinău nu era oraș, dar era un sat și era un sat tătărăs. Eu chiar îi credeam, dar nu văd, mai cum poate fi un sat când la momentul anexării el avea 10 biserici. Nu poate avea un sat 10 biserici, așa? Maximum una poate. Orhiu pe atunci avea două și Chișinău avea 10. Deci înseamnă, eu am început să văd care e situația. Și sunt niște amintiri, adică din 12, adică că era Chișinău deja era părăsit. Se văd urme a civilizației care au fost deja părăsite. Măi, da, într-adevăr, până atunci iarăși erau războaie. Și pe urmă dau de Niculce. Niculce spune niște chestii, niște atrocități de astea. Că în 1730 a venit armata rusă la nordul Moldovei, prin regiunea care acum e Cernăuți, și au început ăștia militari să fure oameni și să-i vândă în Rusia. Și astfel s-a pustiit locurile acelea, adică depopulat. Asta scrie la Niculce și zic, măi, era altceva, era situația asta din secolul XVIII cu invazia rusească în Turcia, adică ei spuneau, ei creau că asta e Turcia. Și a început situație nestabilă. Când l-am făcut pe Grigoriu Ureche, păi Turcia era foarte înfloritoare și foarte cultă pe timpul acela. Nu, ceva ni s-au făcut niște imagini care ori trebuiesc revăzute, ori trebuiesc altfel concepute. Făceam stemă Turcii, era singură stemă din țările vecine care avea pe ea însemnele de cărți, de creioane, de pensule. Ceilalți aveau numai spade, numai pumnale, numai nu știu cum, turci. Este observatorul din Constantinopol. Zic, măi, nu era situația, nu era așa că știi că jugul turcesc și vin ăștia, Rusia parcă ar veni din apus. Nu a venit Rusia din apus, ea a venit din Orient, a venit cu o rânduire sclavagistă. Moldova nu era sistem sclavagist. După 12 a fost introdus în Moldova. Adică ei au adus sclavagismul în coace. Boierii noștri progresiști s-au repezit să-și scrie țiganii în sclavi. Că ei nu erau sclavilor. Ei abia ajungând în Rusia s-au făcut sclavi. Se pare că țiganii au fost sclavi jumătate... Au introdus sclavagia. Jumătate de mileniu au fost sclavi romii în ambele principate până să vină rușii. Abia în secolul XIX s-a oprit robia. Nu. Uite, da. Există fermane din secolul XVIII unde scriu că ei n-au fost sclavi. Bine, există documente care spun că și mănăstirile și boierii și domnii dețineau sclavi romi și îi vindeau cu sutele, cu satele. Dar ei până atunci nu erau sclavi. Ei erau oameni ai statului și n-aveau voie să fie vânduți. Și ei au prefăcut legea și au spus că erau proprietate. Ei nu erau proprietate. Erau oameni ai statului. Asta era. Discuție savante și... E o discuție foarte savantă, da. Și da. Să nu uităm că avem și copii cu noi. Și acum vreau să revenim la cărțile pentru copii. Domnul Brega, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm și la alte întâlniri pe care le vom organiza noi, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Da, mulțumesc și eu pentru oportunitate. Da, mulțumim.
Vreau să revin la cartea Marea de Frig. Și dumneavoastră, domnul Lică Sanciuc, a zis că într-o discuție cu domnul Ion Grosu, care este și blogger, și pe care îl văd aici, este cu noi, el a sugerat cumva, probabil că și-a amintit de aceste ilustrații dintr-o altă carte, și o să ne spună dumnealui din ce carte, și cumva v-a sugerat să dați o nouă viață acestor picturi din carte. Da, domnul Ion Grosu, ne auziți? Da, vă aud. Bună ziua! Da, bună ziua! Vă salutăm cu drag! Eu am uitat, nu știu, poate e adevărat ce spune domnul Lică, dar el foarte des dă vina pe cei din jur pentru lucrurile bune care le face. Tu ai spus că eu vreau să văd desenele la cartea asta, că tare o știu bine, aproape că pe de rost, arătați-mi cum sunt ele într-adevăr. Așa s-a întâmplat că Steaua lui Cibățel și eu am apărut în 1981, și o trebuie să treacă vreo 3-4 ani ca să încep să o citesc. Și eu nu știu cum copiii din ziua de azi, dar eu când eram mai mic în dimensiuni, aveam așa o deprindere la care trebuie să mă întorc, de fapt. Citeam o carte de multe ori. Eu luam o carte, eu începeam să o citesc și cum numai eu terminam de la ultima pagină, imediat înceam la prima pagină și iar citeam. Și era foarte interesant de la început. La fel interesant era. Și eu știu că aveam vreo 3 cărți care cred că le-am citit vreo, nu știu, 30-40 de ori, n-o să exagerez. Una dintre însele Steaua lui Cibățel, alta deja când aveam vreo 6 ani, cred că era o ediție moldovenească cu grafie chirilică a lui D'Artagnan și cei 3 mușchetari. Și sfârșitul la D'Artagnan era așa de, nu știu cum, întins, un pic plictisitor, deja se vede că s-au Dumas sau sclavii lui care scriau lui cărțile, deja erau obosiți un pic de sfârșit. Că eu vreau să termin mai repede cartea ca să încep iarăși acolo unde D'Artagnan se pornește la drum, că la început e mai interesant. Steaua lui Cibățel nu era așa. Steaua lui Cibățel era foarte bine organizat, în sens că era așa constant interesant, era foarte interesant și puteai să începi de oriunde. Nu știu cum, nu neapărat trebuie să începi la început. Pentru că acolo noi vorbeam chiar și cu Vitalie Sprânceană, când am descoperit că cartea asta, într-un fel, ne-a format pe noi, pentru că ne-a învățat să știm din ea. Am descoperit foarte multe motive interesante și foarte profunde acolo. De exemplu, un lucru, o ilustrație la care am stat foarte mult, eu cred că zile, să mă uit, este asta, nu știu dacă o să se vadă bine. Deci este prima ilustrație cu satul iarna, da? Și cartea se încheie cu ultima ilustrație, același sat, deja toamna. Bun, nu e cea mai bună, poate. Același sat, toamna. Și deja cu turnul făcut și așa mai departe. Deci, într-un fel, cartea e organizată ca anul, da? Începe iarna, se încheie toamna. Am găsit acolo foarte multe motive biblice. Nu. Asta e numai iarna. Se termină cu primăvară. Toamna e ilustrat. A doua este... Eu vorbesc de cartea aceea din 84-85 care eu citeam. De cartea lui Spiridon Vanghelie, trebuie să spunem, da. Acum a trecut mult timp, am devenit prieten cu domnul Lică, chiar dacă am copilărit într-un fel cu ilustrațiile lui, el nu știa. Eu deja îl știam pe el bine, dar el încă nu mă știa. Ulterior, eu i-am pomenit de chestia asta și el a zis, da, eu am originalele. Hai să le vedem. Și am fost la Sculeancă, la atelier, și am văzut originalul. Nu, am spus eu, hai să vedem. Tu ai spus, hai, arătați-ne.
Aici o să trebuiască deja procurorii să decide mărturiile. Dar eu am. Posibil, posibil că e bine. Și eu am spus că, bun, dar eu cred că pentru generația oamenilor 80, poate chiar 90, cartea asta a fost așa de importantă ca imagine, pentru că și care e magia unei cărți? Scriitorul are puterea asta magică, el spune, de exemplu, Dănuț a intrat într-o cameră întunecată. Uh-huh. Și asta e suficient. Iată, da. Acum, imaginația tuturor, camera aceea deja există, cumva fiecare din experiența proprie a spus. Și dacă scriitorul următoarea frază spune, sub calorifer era un șoricel, acolo apare organic caloriferul, apare șoricelul. Noi nu știm, este dulapul, nu, noi încă nu știm, dar camera deja este. Deci, scriitorul operează, mediul lui de operare nu este nici litera, nici cuvântul, imaginația cititorului. Uh-huh. Ea permite o libertate enormă. Adică, de exemplu, ilustratorul e un pic mai limitat, un pic, nu mult, dar un pic mai limitat, pentru că el totuși trebuie să țină cont de anumite dimensiuni, de... el nu poate în camera aceea să nu fie nimic, doar caloriferul. Și atunci trebuie să soluționeze cumva din nou, pentru că el lucrează în alt mediu. Mediul totuși, literii este unul linear. Tu citești unul după altul literele, nu poți le duci în sus, în jos. Musical. Da, în ilustrație, da, în ilustrație poți să stai jumătate de zi și te uiți. Și eu ce făceam? Eu mă uitam la casele astea care sunt desenate iarna și după asta verificam casele care sunt desenate vara, dacă e corect, dacă sunt obținute la fel, copacii, pentru că aici copacii n-au frunze, dar aici ei au frunze. Și pentru mine era foarte important să înțeleg. Și într-adevăr, sunt obținute la fel, un pic să mai șterge varul la unele. Deci lucrul ăsta la detalii e foarte important și pentru că ea face credibil geografia aceea. Și într-un fel, în copilăria mea se suprapunea foarte mult universul ăsta creat de Lică cu universul bunicilor la care mă duceam în vacanța de iarnă și vacanța de vară. Pentru că erau aceleași case, erau aceiași oameni, aceeași vorbă, erau aceleași ziduri din piatră. Dar ceea ce face un ilustrator, el te învață, de fapt, nu că te învață, dar îți dă un fel de procedee, îți lărgește puterea imaginației, pentru că eu țin minte cât de tare m-a impresionat imaginea cu turnul din perspectiva unui rândunici și cum oamenii sunt foarte, foarte mici acolo jos. Și după ce am văzut ilustrațiile astea, într-un fel... Eu nu știu aici la cine în cap a apărut, cred că la domnul Lică, opinia mea este că la domnul Lică, a apărut ideea că, uite, un scriitor, el poate să folosească mai mulți ilustratori la diferite ediții ale unei cărți, dacă nu i-a plăcut sau ceva. De ce un ilustrator nu poate să folosească diferiți scriitori pentru aceleași set de ilustrații? Pentru că ilustrațiile astea sunt așa de puternice și sunt așa de bune, sunt așa de omenești. Un alt aspect, iată, care eu l-aș menționa la ilustrațiile lui Lică, evident că abecedarul tot dintre lui și de Albinuța tot a fost pentru primele mele cărți și țin minte în clasa a doua am început să învățăm limba rusă și eu deja știam pentru că nu era alfabetul era același încă. Deci puteam citi, dar oricum am trecut la bucvari, deci limba rusă începea cu bucvari și eram foarte bucuros pentru că eu deja știam ce e asta și îmi plăcea și așteptam cu nerăbdare. Dar bucvariul cel care noi învățam limba rusă era total diferit și într-un mod esențial. La domnul Lică și la Vieru, ilustrațiile și istoriile, nu știu cum, sunt centrate în jurul copilului. Copilul e universul cărților. În bucvariul acela sovietic, copilul era un fel de instrument, deci era așa, eu tot ce țin minte, pered, e doi, mâți, ruchi, înainte de mâncare, să-ți speli numai decât mâinile. Deci era așa un fel de, copilul era o chestie care trebuia instruită, programată, acolo erau foarte mulți polițiști, pompieri, care le arătau copiilor ce se facă. Dacă copilul se ducea copilul, dacă era arătat pădurea, atunci era un om matur care arăta copiilor unde să sădească copacii. Deci, într-un fel, era un fel de așa ierarhic
Și copilul nu era deloc în centrul istoriei. El era un fel de anexă la lumea asta a maturilor, la încadrarea în... Oamenii îți duceau la Subotnic și așa mai departe. Lumea din Albinuța, lumea din, din abecedarul ilustrat de Lică, ea este, are magia aceea copilăriei, în care copilul, el îi, de la dânsul în jur se construiește lumea. Și atunci, eu cred că cărțile astea o să fie valabilă și peste 100 de ani și peste 200 de ani, pentru că ele operează foarte mult cu ceea ce e firesc, cu natura, țin minte, melcii, pupăza, deci sunt lucruri, eu sper ele să existe și peste 100 de ani, 200 de ani, animalele astea, dar am în vedere că pentru, pentru un copil care nimerește în natură, starea asta de uimire, ea se regăsește și este cumva tradusă și este folosită ca să înveți să citești și să... Bun, lectura te apropie de pierderea magiei este, de fapt, dar așa au decis maturii că toți copiii trebuie să știe citi, din păcate. N-am păstrat nici măcar 10% de, de oameni care să nu poată citi și să ne povestească cum ar fi o lume în care să nu există atât text. Și vroiam cumva să... Gândiți acela cu, cu da, da, un din Tibet, că el așa zice, ei, acum copiii nu știu așa atât, că îi umblă la școală. Da, 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 da. Acum copiii sunt mai proști, zicea da. Un monah. Deci că au construit aici școală și copiii deja nu știu nimic. Dar înainte copiii erau foarte deștepți, pentru că era școală și trebuiau singuri să învețe, să discurce și... De asta erau foarte... Tu adaugi cu descurcatul și a mea de parte? Eu, da. Eu n-am spus de ce. În fine, cartea asta trebuia, ilustrațiile astea trebuiau cumva revalorificate și s-au găsit posibilitatea asta cu Dan Coma și a ieșit o nouă dimensiune a, a acelui univers, văzut cu alți ochi, mai, mai din munți, mai... ardelenești, mai actualizat, să zicem, dar eu cred că e, e la fel de, de, de valabil, iată, posibilitatea asta de a sta și de a te bunghi câteva ore într-o ilustrație, pentru că asta adaugă, deci ilustrațiile astea nu ne adăugau, de exemplu, propriile istorii, pentru că eu mă gândeam, ok, dar iată, Burbulea, îmi pare că erau acolo niște personaje, niște oameni așa care dormeau în covat. Eu deja privind satul, eu mă gândeam, dar unde îi trăiesc, dar cu ce îi se ocupă, dar turnul în caz de cade, unde cade. Deci se porneau niște linii de subiect deja din interior și în, față, în fața unei ilustrații bune, ea cumva îți permite asta, îți permite să, să scrii tu mai departe carte sau să scrii în direcții diferite sau să completezi. M-a impresionat să zice că satul lui Comana este, că el a pus chiar denumirea satului. El se numește Gersa. Ăsta chiar e satul lui. Cum? Se nume, are denumirea de Gersa. Deci, într-un fel, s-o... Știi, nu, nu e născocire. Torturica, nu știu, știi, chiar e Gersa. Da, este... spuneați, domnul Grosu, despre... cărțile acestea în care copilul este în centrul universului. Eu cred că Spiridon Vanghele cumva a readus copilul în, în centrul universului cu Guguță și cu Ciuboțel și cu Titirică și cu toate, toate personajele. Și de acolo s-a început această reorientare a, și a literaturii pentru copii. Doamna Claudia Partole... Eu vreau să zic că Vieru, Vanghele și Lic Sainciuc au dezrobit copilăria, care părea, părea înrobit, înlănțuită de toate, cum să zic eu, niște obligații impuse de maturi, de mentalitatea regimului respectiv și de toate. Uite, a venit Vieru cu poezia lui Vanghele, cu această cușma lui Guguță, în care încape toată în cap toate copilăriile și Lică Sainciuc care a, a dat melodicitate, culoare, soare acestei lumi. Și un lucru care nu pot să nu-l spun,
Am fost în Italia de mai multe ori și am avut întâlniri cu familiile, copiii de acolo. Fiecare a recunoscut că are o albinuță în casă. Unii au venit cu albinuțele, care nu au, m-au rugat cum să facem rost de o albinuță. Asta este ceva, o realizare, deci Lică, să știți că ați creat, a zis foarte frumos domnul Grosu, este abecedarul, este cartea copilăriei neamului nostru, copiilor neamului nostru. Este ceva care nu ne-o poate lua nimeni, nu ne-o poate schimba și marile noroc s-au întâlnit, iată, s-au întâlnit cuvântul cu culorile atât de frumos și atât de potrivit și creatori dintr-un domeniu și de altul și-au creat această frumoasă lume a copilăriei, au înveșnit, i-au dat, eu nu știu dacă poate exista până la ora actuală un abecedar mai frumos, o albinuță care să fie înlocuită cu nu știu ce fel de albinuță, de unde venită. Asta este cea care ne luminează copilăriile. Mulțumesc mult, Lică, și felicitări pentru această frumoasă carte. Și atât de bine ar fi ca să se mai găsească entuziaști de ăștia care să intre pe la Lică, să descopere care sunt masă o carte, care o idee frumoasă, care să fie în aripat și să ajungă până la cititorul mare și mic. Iată care este, apropo de cartea Micul Prinț, care este și pentru mici și pentru mari. Și cărțile create de Vierus, Vanghele și Lică Sainciuc sunt pentru copiii mari și copiii mici, copiii mari și invers, viceversa. O zi frumoasă în continuare și Lică, cărți frumoase și toate cu deschidere spre cititor. Ana Claudia, vă mulțumesc mult. Domnul Grosu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ați spus exact ce simt și eu, exact la fel făceam și eu, citeam de sute de ori de cărți pe Piciorap Lung, Neștiil, Ciapolino, toate erau cărțile, cred că, nu știu, făceam recorduri citindu-le și recitindu-le, chiar aveam un obicei împreună cu fratele meu mai mic, cartea pe Piciorap Lung o deschideam așa, aleatoriu, deci la ce povestire o deschideam, aceea o reciteam. Deci cărțile sunt foarte importante pentru copii și după felul cum ați vorbit, îmi dau seama că din copilărie v-au format și se datorează aceste cărți care trebuie să fie și interesante și frumoase. Și neobișnuite și neobișnuite le fac în mare măsură ilustratorii de carte. Eu acum aș vrea să dau șansa și celor care ne sunt împreună cu noi, ne ascultă aici, participă. Dacă doriți cineva să-i adresați o întrebare domnului Lică Sainciuc, sunteți bineveniți, doar să vă includeți microfonul, să-l porniți. Vă rog, dacă este cineva aici în Zoom, dacă știți, este și o modalitate așa, să puneți acolo mâna ridicată. Da? Da, vă rog, avem de la Hâncești, avem un cititor aici. Vrei să întrebi ceva? Da. Da, te rog, te ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Da, spune cum te numești. La biblioteca publică mă numesc și am o întrebare. Da, te rog. Am o carte cu autograf și îmi plac desenile. De unde v-ați inspirat să faceți desene așa frumoase, între culori, să fie totul palpitant? Dar ce carte ai tu? Ce carte? Cartea se numește Alt Pământ pe Lume Nu. Am și autograf. Da. Cu autograful... Dragomir. Da, cu autograful domnului Constantin Dragomir. Da. Așa, deci întrebarea a fost... Da.
De unde, întrebare de unde am inspirație. Asta da. E mare secret. Da, totuși ceva ați dezvăluit. Să înveți mult, să cauți și ai să afli secret. Am făcut și mărți. Era adică un tată avea 3 picori și el murind a spus că ia ca în grădină am comoară. Și îngropat undeva acolo și a murit. Și copiii, hai că erau dornici să aibă, nu știu, să bogățească și au început sape. Au săpat toată grădina, nu o găsesc. Au pus, au plantat acolo ce trebuie, au crescut la toamnă, au mâncat, la anul iar să sape să caute. Așa au săpat de-a lungul mai mulți ani și pe urmă și-au dat seama că asta era comoară, pământul din care ei creșteau roadă. Așa și secretele noastre. Nu știu, ai înțeles, da? Nu? Nu prea. Da, mulțumim foarte mult pentru întrebare. Mulțumim. Și că sunteți până acum cu noi. Dacă mai dorește cineva, vă rog. Se poate eu? Da, da. Mădălina, de unde ești? Bobeica. Bobeica, da. Te ascultăm, Mădălina. Că orice copil mic, fiecare copil are o oarecare frică. Și eu sunt curioasă, care a fost frica lui Ilica, domnul Ilica? Oi, eu eram, aveam mare frică socială. Eu mă temeam când mă trimitea la magazin, mă temeam. Eram copil de asta, ermetic. Nu contactam cu oameni. Așa că asta nu e nimic strașnic. Da, ca și orice copil, cred că erau și alte... Nu, diferiți copii sunt diferiți, că tatăl meu nu era așa și el mă, hai, du-te, ce frică, de mine era frică. Preferați să stați cu o foaie de desenă în față, da? Nu, nu, nu mai decât cu desenul, dar eu asta am mai spus că noi aveam curte mare, tot, dar aveam albini. Și copiii se temeau să vină la noi, că îi mușcau albinele. Și dacă e albină zumză și încep să dai din mâini, pe ea precis te înțeapă. Și spuneam, mă, ele nu se facă nică dacă tu nu reacționezi. Și dacă nu vineau la mine copiii, stăteam singur. Așa că și situația. Da, Mădălina, mai dorești să întreb ceva? Da. Care a fost cea mai mare năzbâtie care a făcut-o el? Nu știu, eu făceam năzbâte, eu m-am străduit să uit de Dar poate vă amintiți și scrieți și o carte despre ei, da. E luat pildă, da? Nu. Da. Da, Mădălina, îți mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să spun ce mie îmi plac ilustrațiile lui Lică Sainciuc și în general, îmi plac ilustrațiile sau aceste imagini din cărți în care detaliul este foarte important. Mi se pare că Lică Sainciuc este pictorul detaliului și în cărțile pentru copii întotdeauna, chiar și iată această ilustrație, de exemplu, în acest trenuț, îmi place să descoperi la un moment dat. Poate la prima vedere nu observi, dar când te uiți ceea ce spunea și domnul Grosu, că încerca să vadă diferențele sau asemănările, așa și aici, la un moment dat, ai surpriza să vezi aici, după coada veveriței, un căpșor, nu știu de ce. Și încerci să-ți imaginezi a cui ar fi căpșorul acela. De unde această... Detaliul ai observat foarte bine. Detaliul nu este propriu mie. Detaliul se folosește în toate artele. Adică este în cinematografie, este primul plan, al doilea plan, al treilea, al patrulea, pe care nimeni nu-l observă, dar dacă a doua oară te uiți, tu-l vezi, planul celălalt.
Și da, în literatura, și tu asta nu observi. A doua, de ce o citești de multe ori? Că răsar diferite imagini. Grosul zice că e linear, dar linearul acela îți provoacă ții volum. Dacă s-a dus prin pădure. Așa. Ți-ai închipuit, da? Alte dată s-a dus prin pădure. Adică e alt accent, tot același text, dar alt accent. S-a dus principalul, că s-a dus prin pădure. A treia oară s-a dus prin pădure. Adică se contrapune pădurea cu restul. Ce avem noi? Ia ce avem? O sală, cărți, așa e pădure. Deci, asta e detaliu în literatură, asta e detaliu în muzică, când în muzică deodată faci pauză. Dacă o sunat, pauză. Și pauza ce? O umpli tu doar. Nu? Ia, acolo nu-i nimic, dar tu o umpli. Așa și în desene. Tu le umpli. Și aici e interesant laconismul ăsta. El a fost descoperit de ăștia, de comicsuri, de tot. Faci o curbă și curba ceva îți sugerează atâta închipuire, știi? Că cam asta, da, imaginați. Da, eu aș vrea acum să o întreb pe Violeta Diordiev, care este și ea pictoriță și are foarte multe cărți pentru copii ilustrate. Este și ea laureată a diplomei de onoare IBBI. Îmi place și la ea, îmi plac ilustrațiile tot pentru, iată, pentru această atenție pentru detaliu. Deci sunt ilustrații la care poți să te uiți ore întregi și tot să descoperi și descoperi ceva nou, să le interpretezi diferit. Violeta? Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Cu creația domnului Lică am făcut cunoștință în copilărie, când tata mi-a cumpărat abecedar. Și eu, cartea ce eu țin minte și până acum, și ea se deosebea de alte cărți, în modul cum au fost executate ilustrațiile. Eu asta am simțit, că ilustrațiile au fost executate cu mare libertate. Și pe urmă, când deja am venit mai matură, deja cumpăram cărțile pentru copii care mi-au plăcut, anume cum au fost executate ilustrațiile. Și pe parcurs deja am o colecție destul de mare și am adus din această colecție a mea cu cărțile pentru copii, iată, acestea două cărțuli care pentru mine sunt foarte și foarte dragi. Cărțile este ilustrate de domnul Lică Săinciuc. Și pentru mine, vedeți, dacă observați, ei sunt deja în cliete, sunt din mai multe bucăți. Cărțile astea sunt pentru mine dragi, fiindcă le-am citit fiicii mele. Mele, da.